Autorul Nicolae Rădoi, fost profesor de engleză-franceză la Sighetul Marmației, revine cu o nouă lansare de carte numită Clepsidra. Autorul are o pasiune pentru scris, iar narațiunile sale au o notă de originalitate. Acesta este cel de-al doilea volum, primul fiind de proză scurtă, numit Scrânciuburi. Nicolae Rădoi excelează, cred eu, mai ales în proza denotației, așa cum se putea observa încă de la primul volum. Maestru în arte marțiale, scrie scurt, are nerv, în termen de specialitate, am zice că scrie cu chime, adică decizie și energie care dau forța de percuție. Proza devine uneori speculativă și influența filosofiei extremului Orient transpare și ea. Fapt evident dacă ne gândim că autorul este unul dintre marii reprezentanți ai artelor marțiale din România, fiind și arbitru internațional de karate. A susținut profesorul universitar Lazar Popescu. Lansarea volumului va avea loc joi, 6 iulie, la Sala Radio România Sighet, de la ora 14:30.